Tragedie într-o familie din Vaslui. O adolescentă de 17 ani a fost găsită moartă în casa iubitului ei din comuna de Leni. Bărbatul în vârstă de 30 de ani, șofer de tir, era plecat în cursă în Franța. Când au vorbit ultima dată la telefon, fata i-a spus că are dureri puternice de cap. A doua zi, ea nu a mai răspuns la apeluri, așa că bărbatul a alertat vecinii care au găsit-o acasă fără suflare. Băiatul i-a plecat. Stătea singuric. A sunat-o el și i-a spus lui că o doare capul. Eu îți luam medicamente mai mult. Lângă trupul neînsuflețit a fost descoperit un tub de pastile pentru epilepsie. Unii localnici presupun că fata și-ar fi pus capăt zilelor. Fiind singură și neieșind în sat, era posibil că să fie și o persoană mai închisă și poate chiar frică să fie avut. Și atunci, fiind lăsată singură, probabil au venit gânduri negative. Apropiații cuplului susțin că cei doi se înțelegeau bine și nu existau probleme. Aveau o situație financiară bună și chiar ar fi urmat să devină părinți. O anchetă va stabili ce anume a provocat decesul fetei.